Bună dimineața, bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sunt Raluca Diaconu și astăzi, iată, împlinim o lună de dimineți cu cântec în această formulă. Am sărbătorit, cum credeți, printr-un articol în revista Taifasturi, pe copertă surorile Diaconu, și articolul scrie, articolul se numește așa: Raluca Diaconu, dascălul lui Teo Roz. Sunt sora ei cea mare, așa cum bine știți, și la începutul carierei am îndrumat-o ca orice soră mai mare, de n-am făcut neapărat ceva extraordinar. Găsiți la jumătatea revistei și un articol și un interviu interesant, aș zice interesant, în care am vorbit și despre Diminescu Cântec, dar și despre alte lucruri din viața și cariera mea și din povestea noastră de familie. Găsim și alte lucruri interesante în revista Taifasuri, mai povestim astăzi despre ea, dar pe 9 noiembrie avem Sfântul Nectarie. Este prăznuit acest sfânt atât de iubit de către români, un mare făcător de minuni. Despre Sfântul Nectarie ne-am dorit să vorbim astăzi cu părintele Vlad Roșu, de la Biserica, de la Catedrala Sfântul Spiridon cel Nou din București. Îi spun bună dimineața chiar acum. Bună dimineața! Bună dimineața și Doamne ajută tuturor! Doamne ajută, părinte! Astăzi avem această sărbătoare atât de îndrăgită de către români. Sfântul Nectarie este un sfânt cunoscut și îndrăgit pe plaiurile noastre, chiar dacă nu a trăit aici. Așa este. Sfântul Nectarie este un sfânt grec, însă este foarte iubit de noi românii. El s-a născut undeva pe malul Mării Marmara, în apropierea Istanbulului de astăzi. Părinții săi erau greci și la o vârstă fragedă a plecat spre capitală, spre Constantinopol, ca să lucreze și să se școlească. Desigur, Sfântul Nectarie a ajuns să fie renumit pentru faptul că iubea foarte mult teologia, de aceea la un moment dat ajunsese la Atena și mai târziu la Alexandria, unde ajunge episcop. Desigur, știm foarte bine că frații noștri, cei de lângă noi, sunt și cei care ne creează foarte multe probleme și Sfântul, din păcate, a ajuns să fie blamat pentru lucrurile bune pe care le făcea, de aceea a ajuns până la urmă în insula Egina, unde se retrage din scaunul de episcop și își duce sfârșitul vieții. Se spune despre Sfântul Nectarie că este vindecător de cancer. Da, așa este. Sfântul a murit fiind bolnav de cancer, un cancer care l-a mistuit spre sfârșitul vieții. Și de aceea sunt foarte mulți oameni care apelează la Sfântul Nectarie fiind bolnav de cancer și foarte mulți dintre ei chiar își găsesc vindecarea. Acolo unde doctorii nu pot face nimic, Sfântul îi ajută și îi ocrotește. În București avem moaște ale Sfântului Nectarie la mănăstirea Radu Vodă și în aceste zile sunt foarte mulți pelerini care merg acolo. Așa este. O parte din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie se găsesc la mănăstirea Radu Vodă din București. Este o mănăstire care se află în centrul capitalei și, așa cum știm, în Grecia Sfântul este cinstit pe 9 noiembrie și acolo nu merg doar greci, ci merg și foarte mulți români. Chiar cineva mi-a relatat zilele acestea că aproape jumătate din pelerinii care merg la insula Egina sunt români, iar pentru cei care nu au posibilitatea de a ajunge la locul unde sunt cea mai mare parte din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, pot ajunge la mănăstirea Radu Vodă din București, unde se află o părticică din moaștele lui, și chiar am constatat că din ce în ce mai mulți creștini vin și calcă pragul mănăstirii și nu doar atât, ci și se roagă Sfântului Nectarie aici în București.
Părinte, dumneavoastră aveți o evlavie mare către acest sfânt, pentru că am găsit pe YouTube și acatistul Sfântului Nectarie și troparul, dar și o priceaznă foarte frumoasă, vino Sfinte Nectarie, din care vom difuza și noi în câteva minute un fragment. Cum v-a ajutat Sfântul Nectarie în viața și în cariera dumneavoastră? Pentru că aveți o carieră foarte frumoasă și ați fost în platoul nostru, am vorbit despre asta mai mult. Știm că organizați și cursurile de muzică bizantină pentru copii și pentru adulți, cursuri gratuite care au loc chiar la Sfântul Spiridon cel Nou. Aș putea spune că pe lângă Sfântul Spiridon, care este ocrotitorul bisericii noastre, l-am la inimă pe Sfântul Nectarie în mod deosebit. Chiar de curând am reușit să ajung și eu în insula Egina, la Sfântul Nectarie, unde chiar într-un mod deosebit m-a rugat Sfântului să mă ocrotească în viața mea, pentru că de multe ori noi ne rugăm atunci când avem boli, dar este foarte esențial să ne rugăm și înainte de aceste momente, să zic așa, nefaste din viețile noastre. Într-adevăr, evlavia s-a manifestat și la nivelul cântării. Sfântul Nectarie, așa cum se știe, a compus imne și printre aceste imne se numără și imnul Fecioară Maică sau Pe tine te fericim, care este un imn foarte cunoscut în Biserica Ortodoxă, aproape în toate țările ortodoxe. Iar un părinte de aici, din București, care este iubitor de muzică, s-a gândit cumva să întoarcă Sfântului Nectarie darul pe care acesta l-a dat întregii ortodoxii, acela de a crea imnul Fecioară Maică, și a creat pe melodia imnului respectiv un imn dedicat Sfântului Nectarie, care se numește Vino Sfinte Nectarie. Așadar, Sfântul Nectarie ne-a dăruit ceva și noi, la rândul nostru, îi dăruim ceva care să răsune în întreaga ortodoxie. Cum merg cursurile cu cei mici și cu adulții totodată? Muzica bizantină nu este deloc o muzică ușoară. Așa este. Muzica bizantină, cum spun mulți, este o muzică de cult, dar în același timp pentru oameni culti. Cursurile noastre se desfășoară la Biserica Sfântul Spiridon Nou din București. Cursurile sunt gratuite și ele sunt destinate atât celor mici cât și celor mari. Așadar, avem organizate 5 cursuri în fiecare zi de joi, de la ora 5. Cursurile sunt destinate, după cum vă spuneam, copiilor și adulților, dar, desigur, aceștia sunt grupați pe nivel de dificultate, pentru că avem și începători și avansați, atunci ne-am organizat în 5 grupe. Și chiar, slavă Domnului, anul acesta, începând cu luna octombrie, avem aproape 120 de adulți înscriși la cursul de muzică psaltică și 70 de copii. Felicitări pentru activitatea dumneavoastră, pentru tot ceea ce faceți și în mediul online, pentru că pe YouTube cred că aveți 90.000 de urmăritori, spun bine? Așa este, dar nu contează foarte mult numărul, ci contează ca oamenii care ascultă pe YouTube să se folosească de acele materiale, de acele rugăciuni, de acele acatiste. Care sunt cele mai ascultate acatiste dintre toate cele pe care le-ați înregistrat până acum? Cred că oamenii ascultă cel mai frecvent acatistul Mântuitorului, acatistul Sfântului Spiridon. Am fost foarte surprins să constat că multă lume are evlavie la Sfântul Spiridon. Desigur și acatistul Maicii Domnului. Iar dintre sfinții mai cunoscuți, Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem cel Nou și, desigur, și rugăciunile de dimineață și de seară sunt foarte ascultate, pentru că, vedeți, de multe ori noi trăim în lumea aceasta și avem diferite ocupații, avem serviciu, avem copii, avem familie și de aceea oamenii aleg să
să asculte și să nu mai citească, ceea ce, desigur, nu este un lucru rău, să asculte rugăciunile de dimineață și de seară în caz că nu le pot citi, însă este bine că ne folosim, desigur, de lumea aceasta digitală, de a ajunge mai ușor la Dumnezeu și la Sfinții Lui. Cât de des ar trebui să ne rugăm într-o zi? Sau cât de mult? Cred că de câte ori simțim, pentru că de multe ori avem tendința de a spune sau de a ne ruga mecanic. De pildă dimineața și seara, sau doar dimineața și doar seara. Este esențial să înțelegem că rugăciunea nu trebuie organizată după structura noastră trupească. Dar, așa cum trupul are nevoie de mâncare, așa și sufletul. Așadar, când sufletul cere această mâncare duhovnicească, atunci noi îi oferim rugăciune. Pentru oamenii care poate în aceste zile trec prin situații de viață mai grele, prin diverse încercări, ați putea veni cu o îndrumare, ce rugăciuni să facă, la cine să alerge? Pentru aceia, cred că rugăciunea sinceră este foarte folositoare, în primul rând. Într-adevăr, în aceste zile vă servăm pe Sfântul Nectarie și cred că e un prilej bun pentru cei care sunt din București, de pildă, să ajungă la moaștere Sfântului Nectarie și să se închine acolo, la Mănăstirea Radu Vodă. Însă pentru aceia care nu pot ajunge sau nu se pot deplasa sau sunt în boli grele, cred că este benefic a citi, de pildă, acatistul Sfântului Nectarie. Și acest acatist are la finalul său o rugăciune foarte frumoasă, care nu are cum să nu îți ofere speranță, nădejde, în momentul în care te identifici cu omul care este în suferință, care este în boală. Părintele Vlad Roșu are pe canalul de YouTube postate și foarte multe pricezne frumoase, pentru că în curând va începe postul Crăciunului, puteți asculta și colindele pe care părintele le-a realizat până acum, în colaborare cu diversi artiști, dar și cu niște copii minunați. Părinte, încă o dată vă felicităm pentru întreaga activitate, vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest timp și acest mic interviu. Vă mai așteptăm în platoul Diminescu Cântec și nu uitați că am făcut aici o promisiune în mod public că vom face câteva colinde și pricesne împreună. Doamne ajută, și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să ne revedem cât de curând cu drag în platourile Diminescu cu Cântec. Vă mulțumim pentru intervenție și vom difuza și noi chiar acum o parte din cântarea Vino Sfinte Nectarie în interpretarea părintelui Vlad Roșu de la Catedrala Sfântul Spiridon cel Nou din Capitală.
credincioșii te cinstesc, vino Sfinte Nectarie, cel ce alungi suferințele și liniștești durerile, vino Sfinte Nectarie, la cei ce Sfinte Nectarie, vezi slăbiciunea noastră, ispitele ce ne-apasă, vino Sfinte Nectarie, alungă Sfinte viforul durerilor și-al cazurilor, vino Sfinte Nectarie, vino acum, grăbește-te și din necaz salvează-ne, vino Sfinte Nectarie, știm că ne ești sprijin și de minuni săvârșitor, vino Sfinte Nectarie, nădăjduim că vii la noi când suntem prinși în nevoi, vino Sfinte Nectarie, când la Sfinte Nectarie, când la icoana ta privim, ca ajutorul să-l primim, vino Sfinte Nectarie. Celor lipsiți dăruitor și hrană săracilor, vino Sfinte Nectarie, să facem voia Domnului și să ținem porunca Lui, vino Sfinte Nectarie, pe al credinței vrem să ne fim acoperământ, vino Sfinte Nectarie, mustrarea păcătoșilor și-al pocăinței învățător, vino Sfinte Nectarie. Schimbat
în oameni mari. Mi-o pus făr în pășărunte ca să simt cu stea în frunte. Sucit pe multe părți, tainele ascunse în cărți. Eu sucit pe multe părți, o fozână și stăpână, când mi-o pus creionul în mână. Alți coconi au învățat. Ne-am împrăștiat ca fumul, fiecare și-o ales drumul. Am fost mici și n-am știut să o prețui mai mult. Palate, d-am făcut-ți școli înalte. Mulți îmnim cui ne-o smădit, azi ni traiul liniștit. Și pentru atâta bine râde copii luni în mine. La 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 la. Încă o dată și încă o dată bună dimineața, domnilor și domnilor. În revista Taifasuri găsiți un articol care ne prezintă cafeaua cu dovleac, deliciu sănătos în spiritul toamnei. Lateurile cu dovleac au devenit extrem de populare în ultimii ani. Nu este deloc greu și durează doar 5 minute să preparați singuri această rețetă de cafea cu lapte și dovleac. Mai sănătoasă și mai gustoasă decât versiunile industriale, pline de calorii, zahăr adăugat și conservanți. Eu sunt pentru băuturile acestea naturale și așa interesante. N-am băut niciodată o cafea cu dovleac, dar mi-ar plăcea. Nu știu dacă invitatul meu de astăzi, Nicușor Ioniță, este familiarizat cu acest fel de băuturi sau dacă pur și simplu vrea o cafea, domnule, bărbătească. O cafea scurtă, să meargă, să fie tare, să fie bună și dulce. Bună dimineața și bine ai venit la Dimineți cu Cântec. Bună dimineața, Raluca, și mă bucur tare mult că în această dimineață suntem împreună. Trecutul nostru ne leagă oarecum de o altă televiziune și mă bucur tare mult că cei de la Etno au ales în mod profesional. Îți doresc succes cu noul proiect și să dea Dumnezeu să intri în casele telespectatorilor până cărunțesc eu. Îți mulțumesc tare mult, Nicușor Ioniță. Este nu doar interpret de muzică populară, ci și realizator de emisiuni de ani buni. Face această muncă asiduă și o face foarte bine. Ne cunoaștem însă și mai de demult de la clasa de canto a doamnei Ana Pioaru, îndrăgită profesoară și interpretă de muzică populară, profesor cu ștate vechi la Școala Populară de Arte din București.
De curând a fost ziua de naștere a doamnei și o salutăm și spunem la mulți ani pe această cale și îi mulțumim pentru toate cântecele frumoase pe care le-a dat zestrei de folclor muzical românesc. Hai că am zis-o. Ana Piaru ne urmărește în acest moment pentru că am sunat-o înainte de a intra alături ce de tine. Ce mă bucur! Și am spus că doi dintre elevii săi sunt astăzi la Etno TV, adică tu și eu. Era foarte încântată și bucuroasă și cred că pentru ea, ca profesor, și acum vorbesc și eu în calitatea mea de profesor de cantor și a ta, de fapt, reușitele elevilor sunt ca niște realizări sufletești ale fiecăruia dintre noi și cred că ea este foarte mândră că ne vede în această dimineață împreună și în casele telespectatorilor. Eu o asigur de toată prețuirea și recunoștința mea pentru că, datorită domniei sale, eu sunt ceea ce sunt astăzi ca interpret. O iubesc la fel ca în anii aia ai tinereții și, așa cum spuneam, o să-i port un respect veșnic pentru ceea ce a făcut pentru mine. Doamna Ana Pioaru avea și are multe daruri, însă unul special este acela că știe cum să facă să-ți crească aripi. Adică te face să ai mai multă încredere în tine, îți insuflă încrederea în tine. Și atunci când tu ești debusolat, când tu nu ești sigur pe propriile tale forțe, pe talentul tău, pe nivelul de muncă, atunci dânsa plusează. Bineînțeles, despre restul calităților nici vreau să mai discut, cele de și competențe de profesor și dascăl și așa mai departe, dar știe să facă lucrul acesta, să abordeze orice situație cu zâmbetul pe buze. Tot timpul ne făcea să zâmbim și să râdem. Chiar dacă are o vârstă înaintate, uite, te ascultam cu mare atenție și pe vremea noastră nu se știa de dezvoltarea personală despre care discutăm astăzi. Da. Profesorii de canto sau în mod special, pentru că vorbim de doamna Ana, era cea care îți dădea, așa cum spui și tu, încredere în propriile puteri. Exact. Iar primii pași pe drumul cântecului sunt foarte importanți și mai ales să fie susținuți. Iar ea a fost o susținătoare a noastră, a celor în care a crezut, pentru că am fost și noi mulți, dar am rămas puțini, în talentul nostru s-a încrezut și să știi că stau și gândesc cu nostalgie ce dor îmi este de spectacolele de sfârșit de an din cadrul de școlii. De la tinerimea română. Exact, nu-i așa? Da. Păi cred că acelea au fost și unele dintre primele spectacole pe care le-am și prezentat, pentru că deși nu lucram în televiziune la acea vreme și nici nu mă gândeam că o voi face, dânsa a văzut în mine și acest talent și mă împinge așa de la spate, haide mamă, trebuie să cânți, trebuie să prezinți, haide mamă. E, acest haide mamă a contat foarte mult. Era o persoană atât de blândă și poate prea blândă pentru vremurile pe care le trăim astăzi. Tocmai de aceea dânsa s-a retras de câțiva anișori de la școala de artă. Cred că prea blândă și prea bună, dar cei care au știut să aprecieze aceste calități o respectă și o iubesc și astăzi așa cum facem și noi. Și în același timp o persoană directă, adică dacă avea să-ți spună ceva, îți spunea fără menajamente și acum cred că doamna Ana Pioaru face la fel. Este un om sincer și cu foarte multă energie bună și spunem încă o dată la mulți ani să fie sănătoasă și să se simtă împlinită pentru tot ceea ce a realizat. Da, și-a realizat foarte multe lucruri, mai ales pe drumul cântecului, ea fiind interpretă din zona Argeșului și îndemnăm pe cei care vor să ducă mai departe cântecul Anei Pioaru, elevii mei, o parte dintre ei au preluat din repertoriul domniei sale, un repertoriu valoros care rămâne scris cu litere de aur în cartea folclorului românesc. Bun! Acum să vorbim, dragă Nicușor, despre tine. Așadar, realizator de emisiuni, interpret de muzică populară și profesor de canto totodată. Da. Cum reușești să manageriezi toate aceste funcții? Acum, ca și speță, tot de muzică ne legăm. Iar da. Pentru mine muzica înseamnă însăși viață. Pentru că, nu știu dacă e corect spus, muzica este un microb care îți intră efectiv în sânge și nu poți trăi fără el. Eu nu m-aș vedea, sau cel puțin nu mi-aș dori să trăiesc, dacă n-aș mai putea să cânt. Cântecul ăsta are foarte multe valențe, dar cred că
pentru noi cei care ne-a iubit Dumnezeu un pic mai mult atunci când am venit pe lume și ne-a oferit acest har, este și o mare responsabilitate și o datorie față de cel care ne ascultă. Și așa aș trage, să zic așa, un semnal de alarmă către cei care pornesc pe drumul cântecului popular, să nu se abată niciodată de la calitate. Succesul de moment nu înseamnă că vei rămâne, așa cum spuneam mai devreme, scris în cartea folclorului românesc. Cântecul este puntea de comunicare între două suflete sau între sufletul artistului și sufletul celui care ascultă. Și atunci, dacă mesajul este distorsionat sau transmis greșit, poate influența o generație tânără să pornească pe acel drum. Eu tot timpul mi-am ales în repertoriu cântece în care mă regăsesc eu, în primul rând, dar m-am gândit să fie și general valabile pentru cei care ascultă. De curând, de fapt anul trecut, am scos un cântec, Mamă, mă gândesc la tine. Este o poveste în care eu, pe care eu o simt cu sufletul, dar vreau să spun că acest cântec a prins foarte mult la public. O să-l ascultăm o să-l cânt în această dimineață. Ne pregătim! Și așa cum spunea Ana Piaru, pentru că tot am deschis această dimineață, e foarte ușor să scoți omul la dans, pentru că nu îl îmbie neapărat textul pe care îl cânti. Și ritmul. Da. Dar dacă vrei să-ți confirmi că totuși reușești în această meserie, este să smulgi o lacrimă din ochiul celui care te ascultă. Este cel mai greu. Ascultăm chiar acum pe Nicușor Ioniță, cântec dedicat tuturor mamelor care ne urmăresc, un cântec plin de duioșie. Nicușor Ioniță, azi la Dimineț cu cântec. Dacă ești bine, Dumnezeu să îți dea zile ca să te am lângă mine. Vreau să mă pot bucura, măi, de tine, măicuța mea, măi, cât mai mult pe acest pământ lângă tine sunt, măi. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea, cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, măi. Uite, vremea a trecut, măi, nici eu tânăr nu mai sunt, măi, dar când la măicuța vin, parcă mă simt iar copil, măi. Iar mă țineai de mânuță, azi eu te ajut, măicuță. Azi-ți sunt de ajutor, măi. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea, cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, măi. Ține-o, Doamne, sănătoasă, mereu să-mi o văd în casă. Pe măicuța sărmana să mă mai bucur de ea, măi. Nu vreau să ridici un pai, măi, nu
mai cu mine să stai, mai. Vreau să-mi te știu în viață că tu ești a mea speranță. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea. Cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, mai. Atunci când tu noi mai fi, mai, mi-e frică de ce-o-i simți, mai. Cât mă durea inima, norocin mi-o alina, mai. Atunci cine mi-o mai spune, ca măicuța vorbe bune, mama să mă înțeleagă. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea. Cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, măi. Mama bună, mama mea, tu ești alinarea mea. Cum să nu îți mulțumesc că m-ai născut, că trăiesc, barba.
în grup floare, șai la la la. Shai lai lai la. Doamnelor și domnilor, îndrăgitul realizator de emisiuni TV și interpret de muzică populară, Nicușor Ioniță, este astăzi alături de noi. A venit fără Silvana Răciu, soția lui. Data viitoare ar trebui să ne promiți că veniți împreună. Păi nu am cum să vă promit lucrul ăsta, pentru că și cei de acasă știu că Anastasia este încă micuță și nu putem pleca amândoi. Luați-o și pe ea! Nu ți-ai dorit, că nu știu dacă mai ai vreun desfășurător în emisiunea asta. Deja ai imprimat primele ei cântecele. Ia uzi, cu atât mai mult. La 3 ani și o să vină și o să-ți umple programul, adică nu știu cum o să facem dacă venim cu ea. Doamne, aș fi foarte încântată să vă văd în formula completă, dar astăzi, chiar dacă n-ai venit alături de Silvana sau de cea mică, ai venit cu una dintre doamnele eleve. Bună dimineața, Adriana Badea! Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt încântată că aveți această pasiune pentru muzică și că v-ați gândit să nu o lăsați așa fără să faceți ceva. Cum v-a venit ideea asta, să studiați muzică populară? Permite-mi să răspund de această dată. Te rog, ia să vedem părerea domn profesor. Da, să-ți spun un lucru. Fiecare dintre noi avem un vis la un moment dat, dar viața nu este întotdeauna așa cum ne-o dorim noi. Iar impedimentele vieții ne pot împiedica să ne îndeplinim acel vis. Însă și-a dorit foarte mult să cânte, are o voce foarte frumoasă. Alții își doresc alte lucruri, dar viața nu te lasă. Și acum, în calitate de părinte, îți spun că, într-adevăr, atunci când copilul vine în familie, este o imensă bucurie, dar și o mare responsabilitate și foarte mulți ani de muncă și investit. Și atunci eu apreciez în mod deosebit mamele care se dedică împlinirii copiilor, pentru că are 2 copii minunați, deja realizați, are un soț minunat, iar acum viața îi permite ca acest vis să devină realitate. Este, așa cum spuneam, o voce foarte frumoasă, are o voce foarte frumoasă, este o doamnă foarte serioasă și foarte silitoare. Cei de acasă cred că deja o recunosc pentru că a apărut de foarte multe ori. Are un cântec care deja este fredonat, sunt o mamă fericită și astăzi vine cu o surpriză din folclorul nostru autohton, să zic. Doamna, aveți toată admirația din partea mea. Eu vă felicit pentru că vă urmați visul. Este foarte important să ne aducem în suflet această bucurie, să nu lăsăm, cum să vă spun, să nu lăsăm niciun vis neurmat și neîmplinit. Să nu avem niciun regret. Da, așa este și vreau să mulțumesc și familiei că mă încurajează și domnilor profesori și toți cei care ne urmăresc. Și deja am admiratori. Ce mă bucur! E normal să aveți admiratori dacă faceți un lucru care vă place atât de mult și pe care îl iubiți. Și uite, Nicușor mi-a și spus că aveți cântece foarte frumoase. Sunt o mamă fericită. Aș vrea să mergeți să ni-l cântați chiar acum, să-l ascultăm și să ne bucurăm și noi. Ne cântă, domnilor și domnilor, Adriana Badea. Sunt o mamă fericită pentru că dânsa chiar este o mamă fericită și își urmează acest vis. Un vis pe care nu l-a lăsat uitat, visul de a cânta. Muzica.
vreau să-ți mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Am tot ce mi-am putut dori, că mi-ai dat, Doamne, doi copii. Azi sunt o mamă fericită și zău mă simt cea mai iubită. Și crește inima în mine când văd copiii că-mi sunt bine. Badea, vă rog să veniți înapoi lângă domn profesor pe canapea. Doamnă, felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Aveți o energie foarte bună și ați cântați foarte frumos și cântecul are un mesaj extraordinar și am văzut așa că vă sclipesc ochii. Cred că atunci când vă gândiți la copiii dumneavoastră, simțiți această emoție. Da, ei sunt cea mai scumpă comoară. Comoară, da. E așa? Să ne mai cânte din tot sufletul. Cu drag, să ne mai cânte și domn profesor Nicușor Ioniță. Ce mai cântăm? Păi, pentru că nu am mai cântat de foarte mult timp Hora mea din Bărăgan. Perfect. În această dimineață intrăm pe veselie. Adică așa, ne ridicăm la dans. Și bineînțeles că o dedic tuturor celor care locuiesc în Câmpia Bărăganului și în mod special părinților mei care ne urmăresc. Îi salutăm pe această cale. Doamnă, ne ridicăm la dans. Că așa a zis domn profesor, eu mă conformez. Gata, perfect. Ia să vedem. Super!
și noi, ora mea din Bărăgan, se tot juca an de an. O jucau bunicii mei, acum o jucăm și noi. Ora noastră de altă dată, o jucăm și astăzi roată. Tot din vremuri de demult, jocul noi l-am moștenit. Ora noastră de altă dată, o jucăm și astăzi roată. Ora mea din Bărăgan, se tot juca la o dimineață foarte interesantă și astăzi avem sărbătoare astăzi, chiar dacă este cu cruce neagră, sărbătoare în cinstea Sfântului Ierarh Nectarie, taumaturgul, vindecător de boli, așa cum este cunoscut în popor, la care au evlavie foarte mulți români. Și da, uite, voiam să vă întreb dacă aveți această credință în Dumnezeu și în ajutorul sfinților. Da. Fără bunul Dumnezeu nu putem să facem ce ne propunem și... Așa este, așa este. Nicușor. Păi, așa cum a spus doamna Adriana, nimic fără Dumnezeu pe lumea nihil asta. Nihil ține de o, exact. Pentru că El este Cel care ne-a creat, El este Cel care ne ajută și El este Cel care ne va judeca. Dacă am reține aceste trei aspecte, cred că cu toții am reușit să fim mai buni, mai iertător și latura cealaltă mai întunecată din fiecare dintre noi n-ar mai exista, iar lumea ar fi mai bună. Frumos! Doamna Adriana Badea, ne mai cântați ceva? Da, cu mare drag. Ce mai pregătit? Hai să ne spună domn profesor. Haideți să lăsăm surpriza să bine, descopere cei surpriza de acasă. Surpriza să se dezvăluie chiar acum. Adriana Badea merge la locul de cântat și o ascultăm astăzi la Dimineți cu Cântec. Este eleva lui Nicușor Ioniță, o doamnă minunată care are doi copii frumoși, o familie grozavă și își urmează și visul de a cânta totodată. Foaie verde, trei smicei.
Adriana Badea. Nicușor Ioniță a venit astăzi pe la noi. Mai povestim una alta, dar mai și cântăm. Uite, mi-aruncasem ochii mai devreme la un alt articol din revista Taifasuri. La ce renunță oamenii cu adevărat fericiți? Și am văzut aici că sunt niște titluri, niște categorii. Uite, oamenii cu adevărat fericiți renunță la gândirea negativă. Renunță la frică, la dependența de validare din partea celorlalți, dar și la ranchiună și resentimente sau amânarea sarcinilor importante. Cum facem să fim fericiți? Păi acolo este chiar real lucrul ăsta. Și cred că lucrurile astea ar trebui să le știm sau să le acumulăm în cei 7 ani de acasă. Tu și elevilor mei le spun de fapt și de drept că ești doar tu și restul lumii. Nu... așa cum era așa acolo. Nu te interesează de ce spun alții atâta vreme cât publicul te iubește dacă ai pornit pe drumul ăsta. Nu trebuie să spese, ci să te bucure realizările colegilor. Noi când am debutat, am debutat într-o perioadă destul de tulbure, când cei tineri nu erau acceptați de cei consacrați. Vremurile s-au cam întors, dar eu spun așa, că folclorul trebuie să aibă viitor. Iar ceea ce faci tu și eu este a asigura viitorul folclorului românesc, iar identitatea acestui popor va rămâne pe mâini bune. Este un lucru minunat să știi că în urma ta vei lăsa, când nu vom mai fi, vei lăsa o urmă pe acest pământ. Noi vom rămâne prin cântecele noastre nemuritori în sufletele românilor, iar cei care vin și îi pregătim vor rămâne și vor duce mai departe frumos cântecul popular. Așa cum îți spuneam de doamna profesoră Ana Piaru, care poate să-ți fie bucuria cea mai mare când știi că repertoriul ți este preluat de tinerii talentați și cântecul tău nu moare, ci merge mai departe. Asta este un lucru extraordinar, iar așa cum spui, cel mai important este să ne încredem în Dumnezeu, să ne iubim aproapele, că așa ne învață și El, și atunci viața noastră este frumoasă. Iar atunci când consider că nu ai nicio scăpare într-un obstacol al vieții, ar fi bine să privești mai atent în jurul tău și să vezi cât de binecuvântat și ce cruce mică ți-a dat Dumnezeu. Ah! Ce învățăminte frumoase și ce mentalitate frumoasă, Nicușor Ioniță, îți mulțumim. De și când am mai îmbătrânit, când eram tânăr. Înțelepciunea vine cu timpul, nu așa se spune. Da. Mă bucur că ești astăzi la Diminescu Cântec, la Edno TV, la matinalul nostru și aș vrea să ne mai cânti. Sigur, înainte de a-ți cânta, o să invit pe toți cei care ne urmăresc acum să intre pe pagina mea de Facebook, pentru că anul acesta petrecem la un mega revelion aici în București, la sala concert, și aștept cu mic, cu mare, pentru că va fi o distribuție extraordinară și foarte, foarte multe surprize. Îi aștept cu drag la mine pe pagină să-și facă rezervare. Intrați pe Facebook și pe Instagram la Nicușor Ioniță și participați la acest revelion. Garantăm că o să fie distracție maximă. Ne cânte chiar acum Nicușor Ioniță. Găsit, dragi oameni buni, bine v-am găsit, români, am venit cu cântecul
să vă bucur sufletul, că e zi de sărbătoare. Și-om juca cu micul mare, unde cântecul răsună, este numai voie bună. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră strămoșească, lumea să se veselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră românească, cine o joacă să trăiască. Sârba și-o învârtiți, cu toți să vă înveseliți, prindeți-vă în hora mare, că așa e la sărbătoare. Așa-i tatina străbună, cântecul pe toți ne adună, cine se prinde aici în joc, tot anua de noroc. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră strămoșească, lumea să se înveselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră românească, cine o joacă să trăiască. Închinați pahare pline pentru voi și pentru mine. Hai noroc paharul sus, să trăiască cine l-a pus. Doar de bine să aveți parte, relele să stea departe, să aveți viață frumoasă și doar voie bună în casă. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră strămoșească, lumea să se veselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră românească, cine o joacă să trăiască. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră strămoșească, lumea să se veselească. Hai la joc, la joc, la joc, sârba s-o învârtim cu foc, sârba noastră românească, cine o joacă să trăiască. Nicușor Ioniță, oameni buni, organizează un super revelion cu artiști de excepție. Ne mai spui o dată detaliile? Sigur că da. Mega Revelionul 2024 de la Sala Concert din acest an are ca distribuție artiști foarte iubiți și aș vrea să amintesc acum Mituța și Dumitru Ridescu, Daniela Toma, Silvana Râciu, Victoria Moise și sper mai, cred că aici am uitat pe cineva, pe Saveta Bogdan. Oh! Pentru că și ea va fi alături de noi. Sigur că da. Super. Suntem proaspăt înființați, cea mai nouă sală de concerte din București, uh-huh, și am pregătit publicului momente deosebite. În viitorul apropiat, mă rog, bunului Dumnezeu, să fii și tu în distribuția spectacolelor noastre, pentru că în 17 februarie sărbătorim alături de Gabi Doroban într-un spectacol de zile mari, iar de Dragobete, alături de Mariana Ionescu-Pitănescu, Elisabeta Turcuș-Verdeanu, Daniela Toma, Silvana Râciu, petrecem românește, autentic românește. Splendid, așadar, wow! Îi aștept pe pagina Sala Concert, acolo găsesc toate detaliile și îi așteptăm la spectacolele și evenimentele noastre. Apropo de sărbătorile de iarnă, cum le petreceți? Crăciunul... Revelionul știu. Da, Revelionul despre... s-a... Gata, judecat. S-a judecat. Despre Crăciun. Noi avem deja o tradiție, pot spune, în familie. În ziua de Crăciun stăm cu toții la masa de Crăciun. Înainte pregătim, adică toată familia se implică la pregătirea mesei. Așa. De Crăciun. Iar a doua zi de Crăciun mergem cu toții la părinții mei la țară. Ce frumos! Copiii cred că se bucură cel mai mult, evident. Au scris, încă n-au scris scrisoarea, că încă n-a început postul Crăciunului. Anastasia o să intre cu scrisul. Așa. Cei mari deja nu mai scriu. Nu mai scriu, dar spun direct ce-și doresc. Pe WhatsApp un mesaj. Da. Ce frumos link ar fi de Crăciun. De exact. Și un link. Iată linkul de unde îmi doresc ce-mi doresc. La dumneavoastră în familie, cum decurg sărbătorile? Tot la fel. Crăciunul în familie, întotdeauna, sărbătorile în familie și de Revelion eu cu soțul, așa, copii în mari. Dumneavoastră cu soțul presim că o să mergeți la petrecere.
Au rezervare la munte. Am rezervat, plecăm la munte. Am înțeles. Făcusem rezervarea. Este cu romantism, gata, da, foarte frumos, da. Doamnă, apreciez. Păi acum este momentul potrivit. Copiii sunt împliniți, sunt mari, își oferă timp unul celuilalt. Adică doamna Adriana, soțului și soțul doamnei Adriana. Foarte frumos, foarte frumos. Ce să zic, Nicușor, mai am o întrebare pentru tine. Cum ar arăta o dimineață ideală pentru Nicușor Ioniță? Unde să te trezești? Ce activități să faci? Ce peisaj să ai în jurul tău? Aoleu, așa de frumos ai dezvoltat întrebarea, să vezi ce răspuns o să-ți dau. Neașteptat. Dimineața mea perfectă, da, ceea pe care nu o prea trăiesc din cauza activității intense, este să mă trezesc alături de soția mea și copiii mei, să simt bucuria acelui bună dimineața spus cu zâmbet și din tot sufletul. Și cred că aceasta îmi doresc să fie dimineața mea perfectă până când Dumnezeu mă va lua de aici. Minunat! Dar o vacanță cu familia când urmează? Of, să sperăm că va mai crește Anastasia, adică să sperăm, va crește Anastasia, mai așteptăm un anișor ca să putem să ne luăm și noi vacanță. Vacanțele le petrecem în familie, adică cu toți cei trei copii, cu soție, dar știi, acum în perioada asta nu prea e vacanță pentru noi. Să ai grijă de Anastasia și de ceilalți, de Andrada și de Luca. Ei sunt acum cu școala, Andrada fiind la liceul, Colegiul Național Victor Babeș, o foarte ambițioasă, cu medii foarte bune. Luca, la fel, se pregătește de examenul capacității și atunci și suntem angrenați în toate lucrurile astea de dezvoltare. Până la urmă, copiii sunt de fapt și de drept rezultatele muncii părinților. Așa este. Și noi ne dorim ca copiii noștri să poate să aibă ce nu am avut noi, dar să aibă un viitor, pentru că vremurile sunt așa cum sunt. Vă mulțumesc din inimă pentru prezența la acest matinal de astăzi, 9 noiembrie, și vă mai aștept și în formulă mai extinsă să facem și diminețile românilor mai frumoase. Sigur că da, mulțumim din suflet pentru această dimineață frumoasă. Chiar m-am bucurat să te revăd, pentru că na, viața așa face ca noi să ne întâlnim mai rar, dar mă bucur tare mult, îți doresc succes în noul proiect și bineînțeles că le mulțumesc și telespectatorilor că au fost alături de noi și îndemn să fie alături de tine în număr cât mai mare și alături de soția mea în fiecare sâmbătă de la orele 17 în cadrul emisiunii Zestre Neamului, de aici, de la Etno TV. Salutări Silvanei Răciu, așteptăm și la Diminescu Cântec. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi, îmi iau la revedere de la invitații mei și așteptăm noi surprize după publicitate. Și-o cană cu vin să ne înveselim, să jucăm, să chivuim, geam paraua s-o pornim, să bem și-o cană cu vin să ne înveselim, să jucăm mai apăsat, hai le 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 la, chivuiți flăcăi odată, hai le 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 la, să jucăm mai apăsat, hai le 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 la, chivuiți flăcăi odată, hai le 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 la. Hai nu te lăsa, hai la geampara ca la Dobrogea. Joacă tare, Ionică, hai nu te lăsa, hai la geampara ca la Dobrogea. Să jucăm, să chiuim, geamparaua s-o pornim, să bem și-o cană cu vin să ne înveselim. Să jucăm, să chiuim, geamparaua s-o pornim, să bem și-o cană cu vin să ne înveselim. Să jucăm mai apăsat, hai le 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 la, chiuiți flăcăi odată, hai le 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 la. Să jucăm mai apăsat, hai le 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 la, chiuiți flăcăi odată, hai le 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 la. We'll be right back.
Dacă vii în Dobrogea, te vom învăța să joci geampara, hai nu te lăsa. Dacă vii în Dobrogea, te vom învăța să joci geampara, hai nu te lăsa. Să jucăm, să chiuim geampara, o să o pornim, să bem șocană cu vin, să ne înveselim. Să jucăm, să chiuim geampara, o să o pornim, să bem șocană cu vin, să ne înveselim. Să jucăm mai apăsat, hai le 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 la, chiuiți flăcăi odată, hai le 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 la. Să jucăm mai apăsat, hai le 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 la, chiuiți flăcăi odată, hai le 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 la. Să jucăm mai apăsat, hai le 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 la, chiuiți flăcăi odată, hai le 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 la. Să jucăm mai apăsat, hai le 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 la, chiuiți flăcăi odată, hai le le. Doamnelor și domnilor, cu ritmuri dobrogene a venit astăzi pe la noi, la Dimineți cu Cântec, Ionuț Arămitu. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mă bucur enorm că am venit aici. Ca de fiecare dată, Raluca, știi că eu când te întâlnesc sunt plin de emoție și bucurie de altfel. Emoția și mulțumesc bucuria. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mult drag, sunt și de partea noastră. Ionuț, tu promovezi atât de frumos cântecul dobrogean, cântecul românesc, bulgăresc. Ce alt fel de cântece mai ai în repertoriu? Pentru că știu că repertoriul tău este foarte variat și construit astfel încât să promoveze cam tot ceea ce are Dobrogea mai frumos, din punct de vedere muzical. Am în repertoriu multe piese, am în repertoriu chiar și piese din folclorul găgăuz. Folclorul bulgăresc și folclorul dobrogean, dar aș vrea și am și câteva piese din folclorul turcesc, dar aș vrea să mai înregistrez și din folclorul român și de ce nu și alte piese. Îmi place foarte mult, de exemplu, și Anton Pan. Da, și cred că ți s-ar potrivi foarte bine, nu? Da. Și simt că îți place foarte tare și Anton Pan. Îmi place foarte mult, într-adevăr, da. Ionuț, hai să vorbim puțin despre activitatea ta, pentru că tu vii din județul Constanța, spuneam mai devreme că reprezinți cu cinste folclorul muzical dobrogean. Faci parte dintr-o asociație care se numește Zestrea Dobrogeană. Cu ce se ocupă această asociație? Această asociație se ocupă cu reconstituirea tradițiilor și obiceiurilor dobrogene. Noi valorificăm costumele, le promovăm, costumele dobrogene, costumele bulgărești, costumele găgăuze. Am văzut că ai un costum foarte interesant și astăzi și că ai un lanț foarte frumos atașat vestei pe care o porți. Așa este, costumul cel port este un costum ce aparțineau tinerilor ce erau înzestrați, ce aveau zestre, ce erau bogați, avere, avere din Dobrogea, dar cămașa este bulgărească. Așa. Ai făcut o îmbinare, aici. Lanțul tot bulgăresc este. Tinerii bulgari care aveau zestre, ei purtau acest lanț pentru a arăta fetelor că au bani. Vedeți? Era un semn. Priviți aici, băiatul are zestre. Ar fi trebuit să fie bani de aur. Cum, și cum am spus, costumul în întregime este doar cămașa este bulgărească. Deci nu sunt bani de aur, ca să nu te jefuiască cineva. Nu sunt bani de aur, nu sunt bani de aur. Așa. În orice caz este foarte interesant. Mulțumesc frumos. Și îți mulțumim că ai ales să porți costumul astfel, cu mare drag, complet în emisiunea, noastră. Da, cred că folclorul dobrogean este foarte bogat, este variat și sunt curioasă cum decurg lucrurile, uite, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, pentru că ne apropiem cu pași repezi și de sărbătorile de iarnă. Mâine, poimâine, intrăm în postul Crăciunului, adevărat, nu? Adevărat. Mi-aduc aminte, parcă ar fi aievea, când eram la bunica, la țară, eram mic și așteptam cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Să mergem cu colindul, să fie masa pregătită de dimineață, cozonacii calzi, pregăteam părțeala, cum era să meargă la biserică, tămâia, cum se făceau, cum erau obiceiurile. Mergeam și ne bucuram chiar dacă primeam și o nucă.
Da. Eram bucuroși, dar când am crescut mai mărice, am simțit și noi gustul banului, cum ar veni vorba. Da, păi acum na. Și copiii când merg la colindat primesc și bunătăți, dar primesc și, da, și bani. Nu mai eram mulțumiți dacă primeam nuci sau mandarine mere sau, și da, alte. Da, da, da. Vroiam și noi... Niște bani să vă cumpărați ce vă doreți. Exact, nu? Dar... simțeam acea bucurie. Eu, de exemplu, dacă și în momentul de față merg cu amoceată de colindători, uh-huh, acum fiind reținut de muncă, nu știu dacă o să mă mai pot duce, dar anii trecuți am mers cu colindu. Dacă trece un an fără să merg colindu, parcă nu a fost... Parcă căciun. Nu simți sărbătoarea, exact, la exact, adevărata ei intensitate și adevărata ei valoare. Exact. Cum sunt colindele dobrogene? Ai înregistrat până acum colinde dobrogene? Nu am înregistrat, dar aș vrea să înregistrez. Am în plan să înregistrez colinde dobrogene. Ele sunt oarecum diferite de cele din partea Moldovei. Da, din partea centrală a, da, țării, așa, din partea de nord. Colindele noastre sunt oarecum mai inedite, da, uh-huh, sunt oarecum mai sacadate, nu știu, uh-huh, dacă... Păi așteptăm când o să înregistrez colinde să vii cu ele, cine știe, poate chiar... Doar să vă recit un fragment, așa puțin, din ce mi-aduc aminte, un colind foarte vechi, asta e seara, seara e mare se numea, nu știu cât îmi aduc aminte, și ar fi cam așa, asta e seara, seara e mare, oleroi dale, lerui Doamne, seara e mare, ai lui Crăciun, na 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 na. Uite, eu chiar te provoc să-l înregistrezi și să vii cu el în perioada postului Crăciunului, dar până la colinde, hai să ne mai cânti ceva din repertoriul tău. Cu drag. Doamnelor și domnilor, Ionuț Arămitu din Dobrogea a venit astăzi să promoveze cântecul dobrogean, dar și portul tradițional din Dobrogea. Să-l urmărim! Legănată-n soare, spune-mi apă curgătoare, de-ai văzut în drumul tău sat ca și ostrovul meu. Are dealuri cu terase, vii cu boabe pline grase, de faci vin din cel mai bun să ai la Crăciun. Între Dunăre și mare e ostrovul așezat, oameni harnici și de treabă te primesc să vii în sat. Cu o saramură bună și un vin din crama sa, te îndeamnă o cadână că așa e Dobrogea. La ostrov lângă Derea curge apa din Cișmea, apă limpede și rece să bea cine trece, să ia și struguri din vie și apoi la pastrămărie să mănânce o pastramă cu vin de la cramă. Pe pământul ars de soare între Dunăre și mare se întâlnesc multe etnii la cules de vii. Că în ostrov se împacă bine oamenii veniți din lume ce-au rămas ca să trăiască în Dobrogea noastră. Iar vinul același gustare pentru fiecare, că e Gheorghe sau Ali, toți culeg afuzării, perla, otonel, muscat, ca nostrov în sat. La cules de vii se adună să culeagă roadă bună, fete și flăcăi din sat, cu chioci cu cântat. Iar seara când se lasă, se așează cu toți la masă, de la un capăt la altul au pus mese în tot satul. Mustul curge în butoi, ca așa-i la ostrov la noi. După cleacă, după masă, am încins o oră aleasă și mai bat o geampara ca în Dobrogea. Nu contează turc, tătar, în o
Ostrov e toamnă, iar vinul același gustare pentru fiecare. Că e Gheorghe sau Ali, toți culeg afuzali, Perla, Otonel, Muscat, ca în Ostrov în sat. Și tu ești mai drăgăstoasă, hei, dragă cuconiță. Gândește, dragă, gândește și pe mine mă iubește, hei, dragă cuconiță. Dorul tău mă strică, nu mă lăsa floricică, hei, dragă cuconiță. Eu sunt cel ce te dorește și la tine tot gândește, hei, dragă cuconiță. Jalnică inima-n mine când nu poți fi lângă tine, hei, dragă cuconiță. Dragă, să vin la tine, să ne iubim, vai de mine, hei, dragă cuconiță. Inima mea pentru tine rău mă doare, vai de mine, hei, dragă cuconiță. Că ești floare în zălogie, să-mi fii dragă numai mie, hei, dragă cuconiță. Lângă mine, cuconiță, răsări și o garofiță, hei, dragă cuconiță. Marghioală ești la uitare și dulce la sărutare, hei, dragă cuconiță. Nădăjduind eu în tine rău am slăbit, vai de mine, hei, dragă cuconiță. Ochii tăi mă bagă-n boală, sprâncenele iar mă scoală, hei, dragă cuconiță. Pentru tine, cuconiță, bolesc fii doftoriță, hei, dragă cuconiță. Roabă inima ție, dorindu-te de soție, hei, dragă cuconiță. Pentru că astăzi avem aici în platou un invitat care ne-a adus cântece din zona Dobrogei. Vă anunț și faptul că mâine o vom avea în platou pe doamna Aneta Stan, îndrăgita și cunoscuta interpretă a folclorului dobrogean, care vine însoțită de câțiva tineri foarte talentați. Acum însă mă reîntorc la oaspetele meu, Ionuț Arămitu, un tânăr care promovează foarte frumos tot ceea ce înseamnă folclor dobrogean, nu doar muzical. Mulțumesc. Și vreau încă o dată să te felicit, Ionuț, și vreau să-mi spui și mulțumesc despre activitatea ta de voluntar. Sunt voluntar la Asociația Sol Maris din Constanța, asociație ce este aparține Antenei 2 din Constanța, sau Antena 3, nu știu. Mă iertați dacă am greșit. Vă rog să mă iertați. Stai liniștit, contează că ești voluntar, spune-ne ce faci. Da, ne ocupăm, mergem la azile de bătrâni, socializăm cu ei,
acordăm prim ajutor, mergem la cămine de copii, pentru copii. Bun, bun. Bun, e o activitate care implică foarte multă emoție. Da, îmi place ceea ce fac. Ești un om al binelui, care slujește binelui, atât prin cântec, cât și prin restul activităților. Da. Ionuț, asta înseamnă că timpul tău liber este foarte limitat, că ai și de muncă, dar ai și aceste activități extra care îți umplu timpul foarte frumos. Ce ți mai dorești pe viitor? Ce te-ar împlini mai mult? Sănătate. Dacă am sănătate, eu și familia mea și toți apropiații mei, asta îmi doresc. Bunul Dumnezeu să ne dorească sănătate tuturor și să fie pace în lume. Asta îmi doresc. Dacă sunt toate astea, ar fi cel mai bine. Ești un suflet minunat, îți mulțumim că astăzi ai venit la Dimineți cu Cântec. Cu mare drag. Și ne-ai adus și cântece frumoase. Vreau să-mi spui câteva cuvinte și despre cântecul pe care urmează să ni-l prezint. Sigur, este un cântec din foarte vechi, din repertoriul bulgăresc, este un cântec de nuntă. De altfel, la români, dacă știți obiceiul steagului, când se joacă steagul, la bulgari se joacă mărul. Ce se întâmplă? Deci, fata înainte de a se mărita, mai mulți bărbați stau în linie, da. Și fata trebuie să arunce un măr să-l arunce să-i dea drumul la vale. Să-i dea drumul la vale, așa. Și dea rostogolul. Dea rostogolul, așa. Și la ce persoană, la ar cărei picior cade acel măr, cu acea persoană fata se va mărita. Serios? Așa este obiceiul. Iar fata noastră din acest cântec s-a măritat cu un moșneag și a spus așa, zice, eu nu vreau să mă mărit cu moșneagul ăsta, dar mama i-a spus, zice, te măriți că acolo a căzut mărul și ca să nu ne facem de rușine, zice, tu trebuie să te măriți cu el. Dar ce s-a întâmplat? Fata l-a luat de soț și mama i-a spus așa, lasă că scăpăm de el, că îl duc eu în pădure și îl mănâncă ursul. Aha. Și ce s-a întâmplat? Mama l-a luat pe moșneag, s-au măritat, fata a făcut nunta cu moșneagul. Așa. Și mama zice, lasă că eu mă duc cu el în pădure și îl las acolo și îl mănâncă ursul. Și ce s-a întâmplat? Moșneagul s-a întors cu ursul înapoi. Restul aflăm din cântec. Ne luăm la revedere de la Ionuț Arămitul. Mai așteptăm la Dimineți cu Cântec, da. Și să ne aducă de asemenea cântece frumoase din Ținutul Dobrogei. Te invit la locul de cântat. Mulțumim încă o dată pentru prezență și pentru lucrurile interesante pe care le-am împărtășit cu noi. Ionuț Arămit. Mi-a dat lolence, iabălca, mi-a dat loina, ricealo, n-a comu padni, iabălca, n-a comu padni, iabălca, za negoșa sa o jenea. Iabălca padna, n-a stareț, iabălca padna, n-a stareț, stareț za mogo, za radva, za suca mustac na gore, za suca mustac na gore, za clati brada na dolu. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Vignaloi lence, n-a place, vignaloi lence, n-a place. Olele, mamo, mamičko, kak voște pravia to stareț. Olele, mamo, mamičko, kak voște pravia to stareț. Maica na lence dumașe, maica na lence dumașe, ia mălci lence, n-a place drvarii v gorașe-i dat, drvarii v gorașe-i dat, inie stareț și-a pratim. Drvarii v gorașe-i dat, drvarii v gorașe-i dat, inie stareț și pratim, da n-o vă ubie, da n-o godâr vă ubie, da n-o gomeci izia dat. Drvarii v gorașe vrăștat, drvarii v gorașe vrăștat, nașia stareț, n-ai napred, n-aramo dâr vă noseșe, n-aramo dâr vă noseșe, meci ca za uho vodeșe.
talolence, iabălca mea, talolence, iabălca mea, taloina, ricea lo, na comu padni, iabălca, na comu padni, iabălca, za negoșa sa o jenia. Iabălca padna, na stareț, iabălca padna, na stareț, stareț za mogo, za radva, za suka mu stak na gore, za suka mu stak na gore, za klati brada na dolu. Mulțumesc încă o dată lui Ionuț Arămitu pentru aceste cântece grozave, iar pentru că la această oră copiii sunt încă la școliță, avem două tinere foarte drăguțe, elevele Daianei Berbec de la Târgoviște, care ne-au trimis un videoclip și piesa se numește, imediat vă spun, stați așa, Cum e viața omului? Mi-am notat, ca să nu uit, să le urmărim împreună pe Simina Voinescu și Antonia Safta. Cine nu găsești, măi? Banii nu pot cumpăra ce înseamnă familia. De-aia e bine să trăiești, la tine să te gândești, măi. Fericirea nu găsești, măi. Ba
ce înseamnă familia. Dar e bine să trăiești, la tine să te gândești mai. Doamnelor și domnilor, următoarea mea invitată mi este foarte dragă. Este o excelentă interpretă de muzică populară a cântecului moldovenesc, dar de acum încolo o iubim și mai mult, pentru că a îmbrățișat romanța, a cuprins-o cu tot sufletul și de curând s-a întors cu un nou premiu de la un festival renumit de romanțe din țară, Dorurile Mele. Dragi telespectatori, alături de mine la Dimineți cu Cântec, Elena Sima, bună dimineața! Bună dimineața, Raluca, și mă bucur tare mult că mi-ai întins așa o mână prin invitația făcută, îți mulțumesc tare, salut pe toți cei care ne privesc de acasă și ce să zic, romanța este terapia sufletului meu, a fost dintotdeauna. Tu aduci terapie în viețile tuturor prin cântecul tău, dar și în viețile unor copii speciali prin profesia pe care o ai. Dar astăzi, pentru că vorbim despre romanță, aș fi curioasă să-mi spui de ce te-a atras atât de mult acest gen muzical. Că muzica populară moldovenească e aia iute care te scoate la dans și emoționantă câteodată. Dar pare așa o distanță până la romanță. Da, există o poveste. Cu folclorul și cântecul popular m-am născut în casă. Măicuța mea cânta, am tot povestit asta, la război, am apucat hora satului. Am avut televizor și mică fiind, erau acele revelioane nobile, de-ți aduce aminte. Da, da. M-am regăsit și m-am văzut așa nobilă și împărăteasă în urma unei... La vremea aceea era Angela Similia, cea care mi-a fost model, dar nu cu romanță, da? Ce cu muzica dar ușoară. Eu m-am regăsit în romanță, da? Uh-huh. Sora Doinei, am știut să... Doina mi-era zidită în pereții sufletului și atunci când am descoperit acest gen de muzică, mi-a fost foarte ușor să mi-l însușesc în glas. Ce frumos ai zis! Romanța Sora Doinei. După publicitate, pornim tot de aici cu Elena Sima. Thank you.
cerile târzii, șoptind durut din Eminescu. De ce nu vii? De ce nu vii? Toarnă-mi, iubite, și cântă-mi, vreau să râd și să plâng. Flacăra dragostei sfinte arde și nu vreau să o sting. Cântă-mi, iubite, romanță, ore de stea și parfum. Simt cum ne-nvăluie viața într-o aripă de fum. Mi-e dor de-o seară cu romanțe, să ardă strunele-n viori. Las viața de la noi să-nvețe a nu muri când a și nu vreau să o sting. Cântă-mi, iubite, romanță, ore de stea și parfum. Simt cum ne-nvăluie viața într-o aripă de Elena Sima, o prezență absolut încântătoare în această dimineață la matinalul nostru. S-a întors de curând cu un premiu important de la un festival de romanțe din țară. Dorurile mele se numește festivalul. Îi mulțumesc pentru că a venit pe la noi, iar acum vă invit să urmăriți un alt videoclip. Este vorba despre micuța Alessia Aurel. Am și eu o surioară, este eleva Daianei Berbec și ne-a trimis un videoclip pentru că e la școală și nu poate să vină la matinal, domnule. Să urmărim!
bine a mai venit pe la noi, așa pe ultima sută de metri, doamnelor și domnilor, îndrăgitul interpret Florin Grigore, care are și emisiune frumoasă duminica la Edno TV. Bună dimineața! Bună dimineața, surioare, surioare! Era mai mult solioală. Solioală. Dar mi-a plăcut, e simpatică rău asta mică, da! Da, bine te-am regăsit, Raluca. Și apropo de solioală, stai să-ți arăt să mă dau și eu mare. Astăzi ia sunt cu solioala mea pe coperta de la Taifasuri, ia cătă. Deci astăzi la Taifasuri, toată lumea pe Taifasuri să ia să vedeți revista aici. Și să vedem pe solioala, cu solioala acolo. Solioala cu solioala, da. Cum ești, Florin? Ce faci? Ce să fac? Alergi. Alerg dintr-o parte într-alta, și cu munca, și cu filmările, cu emisiunile. Nu știu, la un moment dat sunt ajung acasă epuizat așa. Aș vrea și eu să mă odihnesc mai mult, dar când? Că trebuie să plec într-altă parte. Ah, și când vine un concediu? Când se configurează așa la orizont? Păi sperăm că undeva prin ianuarie, februarie. Doamne ajută. Cam acolo este. Atunci e mai liniște și cu evenimentele și cu... Dar uite, organizează maestru Ghițulescu revelionul artiștilor. Exact, și trebuie să mergem ce la Bacău. Ce ne facem? Că trebuie să mergem la petrecere. Trei zile mergem. Și trei nopți ca în povești. Mergem, cam cum să nu mergem noi, adică păi lipsim noi de undeva. Cum să lipsim? Mergem, cum să nu mergem? Mai ales dacă e vorba de maestru Ion Ghițulescu, păi care da. Este, cum să spun, nu doar maestru al cântecului, ci maestru de ceremonii. Exact, un om extraordinar și, ce să zic... O, așa, o enciclopedie. Da, să știi, a fost chiar aici la noi, la Diminescu Cântec, alături de Corina Dragomir. Îi salut pe această cale, dacă cu siguranță ne urmăresc. Măi, maestru are așa o energie foarte bună. Tot timpul e foarte relaxat, este detașat. Da. Draga mea, voie bună, cântece frumoase. Festul, asta e atitudinea. Știi, s-a mai relaxat. Înaintând în vârstă, le punem pe toate la punct și începem să ne concentrăm doar la ceea ce avem de făcut. Noi acum, dacă suntem mai tineri, trebuie să alergăm și pentru copii și pentru casă și pentru servici și pentru una și pentru alta. E mai greu. Cu ajutorul lui Dumnezeu le facem, le facem pe toate. Facem ce putem și cât putem, când nu mai putem, Mai putem puțin deloc, așa este. Ce avem duminică la emisiune? Duminică la emisiune avem surprize foarte multe, avem invitații pe care nu știu dacă i-am mai avut vreodată în vreo emisiune, cred că chiar interesant. În premieră avem anumiți artiști. Da. O avem pe Diana Bucșa, care ne va cânta muzică sârbească și care super. Nu cred că eu n-am văzut-o în nicio emisiune. Da, nu cred că am văzut-o, să știi? Da. Da. Și nu numai, și multe, multe alte surprize. Avem Tarafu Victor Florea, care este cu noi acolo prezent la fiecare emisiune, într-o locație extraordinară la Cabu, restaurant în Garden, în sectorul 2. Și chiar mă bucur foarte tare că am reușit să facem această colaborare cu ei și că avem așa un alt format de emisiune special, ca într-o zi de duminică, de sărbătoare. Felicitări, Florin! Hai să ne și cânti acușica. Și mai povestim după aceea. Ne cântă, doamnelor și domnilor, Florin Grigore. Nu uitați duminică să vă uitați la emisiune de la ora 15. Neapărat! Și mi-au plăcut mândrele ca și la urs murele. Cât trăiesc am să iubesc, nu mă satur, tot poftesc. Că iubitul nu e boală, iubitul din somn te scoală. Cât trăiesc am să iubesc, nu mă satur, tot poftesc. Că iubitul nu e boală, iubitul din somn te scoală. Mi-a venit noaptea în prag și eu le-am primit cu drag. Le-am întins pe fâncosit și pe toate le-am iubit. Au fost mândre frumușele, iar eu tânăr și în putere. Le-am întins pe fâncosit și pe toate le-am iubit. Au fost mândre frumușele, iar eu tânăr și în putere.
sare inima și-o iubesc pe iarbă deasă, cosită de dimineață. Îi fac dulce dragostea, să știe că-i doar a mea. Și-o iubesc pe iarbă deasă, cosită de dimineață. Îi fac dulce dragostea, să știe că-i doar a mea. Dragi telespectatori, iată, această ediție s-a apropiat de final. Astăzi e Sfântul Nectarie, nu uitați, taumaturgul este vindecător de boli, este făcător de minuni, apelați cu încredere la sprijinul acestui sfânt, la mijlocirea lui către Dumnezeu pentru noi. Și să știi că moaștele așa. Sfântului Nectarie sunt acum scoase la Mănăstirea Radu Vodă, da, în București, așa că puteți să mergeți cei din București sau cei care sunteți în apropiere până mâine, cred că sunt scoase, este scoasă racla Sfântului. Da, într-adevăr este... Eu am fost de mai multe ori la moaștere Sfântului. Încerc să ajung și astăzi. Nu știu dacă pot, dar mâine sper să reușesc, dacă nu reușesc astăzi. Și la mulți ani să spunem și eu, că n-am apucat să așa, le spun le tuturor spun Mihailor și Gavriilor sau Mihaelelor și Gabrielelor și nepoțica mea, nepoțica, nu mai e nepoțică, are 20 și ceva de ani. E tot nepoțică rămâne, stai liniștit. Da, care pe care o cheamă și Gabriela și ieri a fost și ziua ei. La mulți ani. La mulți ani și celor care poartă numele de Nectarie sau Nectaria, pentru exact. Că în ultima perioadă mulți copii au fost botezați cu aceste nume. Au luat numele Sfântului, da. Ne luăm la revedere și de la Florin Grigore și îl mai așteptăm pe la noi. Nu uitați că duminică îl puteți urmări la emisiunea frumoasă pe care o prezintă pe Etno TV de la ora 15. Salutăm și pe doamna producător, care este aici alături de noi prin culise. Și, bineînțeles, telespectatorii noștri ne găsesc și pe rețelele de socializare, unde noi postăm pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe toate cele postăm și știu acolo activitatea noastră. Dacă se uită, ne văd story-urile, ne văd postările, știm, la ora 15 duminică petrecem la Edno TV, bineînțeles. Petrecem și la Dimineți cu Cântec. Și la Dimineți cu Cântec, în fiecare dimineață, Florin, normal, în fiecare dimineață aici la Edno TV cu Raluca. Te pupăm, te îmbrățișăm, zi frumoasă să ai. Asemenea și să aveți și dumneavoastră. Sunt Raluca Diaconu și până mâine vă îmbrățișez cu tot sufletul. Ne vedem și mâine dimineață, pupici, începem weekendul împreună. Așa tata m-a învățat să nu țin capul plecat. Dacă n-am nimic de ascuns, să merg doar cu fruntea sus. Să fiu om cinstit în viață, ce gândesc să spun în față. De-mi știu inima curată, să fiu om dintr-o bucată. Să fiu om cinstit în viață, ce gândesc să spun în față. De-mi știu inima curată, să fiu om dintr-o bucată. Am luat singur viața-n piept și mi-am ținut drumul drept. Că mi-a fost ușor sau greu, soarta mi-am croit-o eu. Mi-am luat ca pasărea zborul și mi-am făcut cuibușorul. Doar din munca mea cinstită, truda mi-a fost răsplătită. Mi-am luat ca pasărea zborul și mi-am făcut cuibușorul. Doar din munca mea cinstită, truda mi-a fost răsplătită. Sita vieții m-a cernut, om de mine
mi-a făcut. N-am fost copil de boieri, să aștept să-mi cadă din cer. N-am dat cinstea pe rușine, iar tata-i mândru de mine. Așa zice o vorbă mare, din stejar, stejar răsare. N-am dat cinstea pe rușine, iar tata-i mândru de mine. Așa zice o vorbă mare, din stejar, stejar răsare.